Și aprecierile vis-a-vis de această expoziție și voi începe cu domnul Mircea Petcu, președintele Asociației Scriitorilor Tulcene Gisus.
după care voi ruga pe domnul profesor Adrian Pal să ne împărtășească și domnia sa din aprecierile vis-a-vis de... Dânsul este un artist de altă factură, dar cu siguranță vă simți artistic foarte dezvoltat și ne împărtășească. Vă rog, domnul profesor. Mă bucur, în primul rând, că suntem aici cu toții și poate v-ați întrebat de ce Asociația Scriitorilor s-a implicat într-o expoziție de fotografie. Tocmai pentru că frumosul adună la oaltă tot ce place ochiului și auzului. Într-un sondaj făcut acum câtva timp, s-a constatat că dintre cele trei mari arte, la pictura, scriitura, să-i spun așa, și muzica, pe primul loc se găsește muzica. Răspunsul era simplu. De ce? Pentru că impactul este mai mare. Radio, televiziune, totul aruncă pe piață muzica care, dacă este însoțită de un text frumos, ajunge la sufletele tuturor. Din nefericire, scrisul și arta fotografică sau pictura sunt pe locurile următoare. Văzându-vă aici, pot spune cu mândrie că nu este chiar așa de adevărat. Pentru că aici văd oameni dragi inimii mele, dragi artei, iar senzația aceea de bine este cu atât mai mare cu cât în ochii dumneavoastră văd acea plăcere și acea liniște pe care am fost învățat să o prețuim. Eu vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi, de Alina, pe care am văzut-o crescând și am publicat-o prima dată în revista Cetatea, când încă era o puștoaică, clasa a noua. Și de ce să vă spun, i-am urmărit parcursul și, într-adevăr, acum sunt bucuros și sunt mândru că am avut acea viziune să o pot folosi atunci și ea să ne poată folosi acum la această activitate pe care o desfășoară. Nu aș vrea să vă rețin mult. Aș dori doar atât să spun că faptul că suntem aici este o speranță că viitorul va fi frumos. Că în mintea și în inimile noastre va fi întotdeauna loc de dragoste, de bucurii și de acel sentiment de neliniște pe care trebuie să-l avem întotdeauna. Suntem în această perioadă a sărbătorilor pentru cele dragi nouă, pentru femei. Dacă aș fi un scriitor de mărțișoare, poate că aș dori să scriu ceva și să vă pun pe inimile în dumneavoastră acel mărțișor pe care să-l plimbați tot timpul. Dar sunt un simplu om și nu pot decât să vă spun că vă doresc din toată inima sănătate, bucurie, fericire și împlinirea tuturor viselor pe care dumneavoastră le aveți alături de noi care suntem, hai să spunem, cei care reușim să creștem la umbra dragostei dumneavoastră. Mi-aș dori ca de aici, de la această expoziție, să plecați cu gânduri frumoase și cu gânduri că Asociația Scriitorilor va încerca întotdeauna să fie aproape de ceea ce înseamnă frumos. Va încerca să vă aducă la toate întâlnirile pe care noi le vom organiza. Și dacă veți avea bunăvoința, dacă veți avea plăcerea, o să vă rugăm să participați la toate. Pentru că în acest univers al iubirii, care este arta, puțini reușesc să ajungă, puțini reușesc să rămână și sunt și mai puțini cei care, într-adevăr, se implică cu tot sufletul, tocmai pentru a putea trăi acest moment de fericire. În încheierea cuvântului meu, aș vrea să vă citesc câteva versuri care vă sunt dedicate dumneavoastră, femeilor din preajma noastră. Scuzați-mi emoția. Pentru toate florile, aș vrea să fiu pomul în care vă aninați zâmbetul cald sau mărțișorul ce pulsează pe inima caldă și bună. Aș vrea să fiu vântul poznaș care vă cunoaște tainele sau inelul de logodnă să vă știu ani. Și totuși, nici soare nu pot fi pentru a vă săruta fără restricții. Nu sunt nici umbra pe care să vă suprapuneți la un moment dat. Dar așa cum sunteți, primiți câte un gând bun și o zi de primăvară fără sfârșit. Ce aș dori? Să fiu el și să vă pot opri zilele, lunile, anii, pentru a vă putea păstra așa cum vă văd acum. Să atun lumina ochilor voștri și din ea să fac platoșa fericirii voastre a tuturor. Flori, 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 sunteți pentru noi. Pe toate vă prețuim, indiferent de culoarea ochilor sau a zilelor. 10, 12, 14. Ele sunt și se duc. Dorul rămâne. Ce poate fi mai minunat ca acest buchet de flori pe care îl avem aici? Răspunsul nu există. Există iubire și fiecare se bucură de o altă petală a florii iubite.
Dorim ca această primăvară să se oglindească în frumoșii voștri ochi, iar noi să trăim oglindindu-ne în ei. Vă mulțumesc și acum, înainte de a-i da cuvântul colegului nostru, Adrian Bal, am să vă fac o succintă prezentare a acestei minunate flori care este în stânga mea, Alina Băisar. Născută la 3-a 10-a 1983 în Tulcea, absolventă, așa cum știm cu toții, a colegiului Spiro Haret, promoția 2002. Absolventă a Facultății de Jurnalistică Alexandru Ion Cuza din Iași. În anul 4 de facultate a beneficiat de o bursă la o universitate din Olanda. A absolvit cursul de fotografie foto organizat în capitală. Începând cu anul 2006, este angajată ca redactor la Edit Press București, îndeplinind funcția de redactor și redactor de redacție la revista El. În perioada aprilie-august 2009 a lucrat pentru firma Time Fotografii în insula grecească Rodos. De aici și modul ei zburdalnic de a fi. A publicat articole, reportaje, interviuri și cronici în reviste precum Opinia Studențească, Dilema Veche, El, Brătescu. A realizat prima ediție a revistei GMT. Cam aceasta ar fi pe scurt Alina Băisan, în câteva cuvinte. Alina Băisan, cea pe care o cunoaștem cu toții, este o floare care, al cărui parfum se vede și îl simțim în fotografiile pe care noi le avem în spate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Percu, și sper ca această expoziție să nu fie și ultima în Centru Muzeal Ecoturistic. Domnul profesor, bună ziua! Asistăm astăzi la întoarcerea unui fost copil, unei foste eleve, care nu își uită școala de unde a plecat, orașul de unde s-a născut. Este meritul școlii turcene, este meritul părinților care au educat-o, pentru că să nu uităm că avem în afara orașului o mulțime de copii talentați, în străinătate, în marile orașe, care uită locul de unde s-au născut. Expoziția de față se constituie într-un frumos eveniment dedicat, eu știu, zilei de 8 martie. Astăzi, când asistăm la explozia informațională, când numărul aparatelor de fotografiat s-a înmulțit în așa fel încât cred că fiecare cetățean al planetei are atârnat, sau mai ales un turist, are atârnat obligatoriu un aparat la gât, asta nu înseamnă că și calitatea fotografiei ar trebui să fie în de asemenea valoare, precum numărul aparatelor scoase pe piață. Numărul artiștilor fotografi, într-adevăr profesioniști, este cu totul și cu totul mult mai mic decât aparatelor care sunt scoase pe piață. Un artist fotograf este un artist, nu mai este artistul dinainte, fără studii, un aparat și cu o mică cameră obscură, un atelier în care prelucra, știu, fotografia al negru. Artistul fotograf este într-adevăr un artist profesionist prin studiile pe care le face, prin experiența pe care o dobândește, cu trăierând lumea. Ne-am obișnuit să zicem că toți suntem în stare să facem o fotografie, ducând aparatul la ochi, mai ales acum că fotografiile sunt atât de repede, deci nu mai trebuie să prelucrate. Fotografia adevărată este rod al unei experiențe. Nu oricine poate să ajungă la o asemenea performanță care să concureze, să participe la concursuri internaționale profesioniste. Fotografia profesionistă se datorează unui om cu aptitudine, în primul rând, cu experiență și mai ales cu foarte mult simț artistic. Categoric că și aparatul își pune cuvântul,